Nu am primit această scrisoare, a fost o scrisoare care a fost trimisă și am fost și eu către domnul ministru al Justiției, nu a fost la completuri, a fost de faptul că trebuie să respectăm, să justiția să fie, să respectăm statul de drept, să luptăm, să continuăm lupta împotriva corupției și în același timp drepturile cetățenilor, ceea ce și facem. Vorbiți de responsabilitate. Și pentru funcția de procuror șef în acest moment în care s-a pus problema începerii urmăririi penale. Nu vreau să comentez acest aspect. Cred că nu este treaba primului ministru ca să comenteze o problemă legată de justiție. Atât îmi doresc ca justiția să-și facă datoria, să fie independentă și eu consider că nu trebuie să... Dar România are președinția Consiliului European. Nu e normal să susținem candidatura unui român pentru această funcție? Această funcție nu este legată de președinția Consiliului European. Noi nu avem pe masa de lucru a Consiliului Uniunii Europene, nu Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, președinția rotativă, nu avem nominalizarea pentru procurorul european. Acest lucru, după cum știți, se discută în Parlament, în Comisia LIBE, deci nu are nicio legătură și atâta timp cât nu se află pe masa președinției rotative, eu nu vreau să fac niciun comentariu legat de acest aspect. Dar în același timp vreau să fac o singură precizare, că în fața legii trebuie ca toți să fim egali și toți trebuie să răspundem în fața legii în mod asemănător.